Bună ziua, bună ziua! Eu sunt băgat în priză de azi dimineață, am fost și la cumpărături, am venit și acasă acum că m-am pus să curăț niște cartofi ca să îi bag la cuptor. Zic, stai, deschizi telefonul, mai stăm la o vorbă, una. Înainte de toate, bun venit noilor abonați în ultimile zile. V-ați unit familiei foarte mult și e frumos și mie îmi place personal să mulțumesc pentru că așa e frumos, mie îmi place. Vă mulțumesc frumos că v-ați unit familiei și vă mulțumesc frumos că mă urmăriți și că vă place ce postează aici prezenta. În alt ordine de idei, astăzi cartofi la cuptor și am luat și o costiță de la Lidl, o bag între cartofi acolo și asta avem la prânz. Voi? Ce gătiți astăzi la prânz? Mai dați-mi și mie idei, că nu mai știu ce bunătăți să mai fac. Saveta și cu trupa. Numai aici asta. Ne, și pe partea asta la altă, o avem pe Margareta. Se plimbă pe azi. Îi vine și partenerul de viață, bineînțeles. Vezi, bă, că asta vine la tine. Ce faci, bă, mamă, bă? Uite, mă duc la tovarășele voastre să le dau de mâncare. Tu ai venit să mă întâmpin, nu-i așa? Ce să vă dau de aici? Ăla mare pundisimă, că... Ce să vă dau? De ăla mare. Hai să vă dau o roșie, că am roșie aici. Ha. Roșie, vă place roșie? A, e bună roșie. Ia uite, Andy, mama, găinuțele, mama. Hai să le dăm să ciugoale și lor aici niște roșii. Hai, mamă, ia și un măr. Ia. Luați și măr. Cine e? Rățoii? Au venit și ei. Dă-le și lor, ia. Dă-le o coajă de cartof. Dă-i la rață acolo o coajă de cartof. A, le dai la găinuși. Ba, dă-le la găinuși, bravo. Ia uite. Roșii și mere să mănâncă. Frumoasa. Da, mami, da. Pui, mama. Puișorii. Cocoșelul. Ia uite. Și cu țața și cu găinuș. Pe partea asta avem rățuștele. Pe iază. Ce-i, măi, micuța, măi? Cine-i, măi, micuța, măi? E frumoasă. Îmi placă-s foarte cu minți. De ce ai noștri că ți-am crescut și asta e odată? Na, nu se compară. Eu cred că și rasa e. E rasa, sigur. Ei, ouălețe, avem astăzi... La găinușe, că la rațe sigur găsim și acolo câteva. Ne, enorme, ia uite-le. Jumulim iarba aici, avem un pat înalt în care cultivăm fructul dragonului. Știți că anul trecut am și mâncat prin octombrie așa. S-a umplut de iarbă, așa că ne ocupăm în cele ce urmează să rezolvăm nebunia de aici. Că ia uite ce e nebuneală. Altceva. Noi anul trecut aveam plantele destul de mari, ne-au înflorit, ne-au dat și fruct, numai că au putrezit pentru că s-au inundat și bineînțeles că au putrezit, dar am salvat lăstărei, am pus anul acesta într-un pat înalt de dimensiuni generoase și uite ce bine le merge. Cred că cel mai probabil anul vom avea din nou fruct, fructul dragonului de la noi din curte. Și ăstea își fac de cap, iau-te. Și domnilor, au început să se facă și la noi mandarinele. Când sunt așa pârguite, deja sunt bune de mâncat, ușor acrișoare. Practic așa se culeg. Când le cumpărați din magazine, așa le culeg ca să ajungă portocalii la voi. Deci, e de bine. Le mâncăm și așa, v-am spus, ușor acrișoare, dar numai bune. Avem două soiuri sau trei în livadă momentan de mandarine d-astea timpurii și avem și ultimele care se fac în aprilie-mai, deci suntem acoperiți. În smochinul din fundul livezii, faci așa să trec și trebuie să le adun, să le pun la uscat. Trebuie uscate, după care dată prin făină de
orez și păstrate, ori în vid, ori în pungulițe. Ia, uite câtă rodie am văzut eu aici. Asta o iau în casă. Vine Alex acum de la școală. O încântare. Ea e cu rodile, îi plac maxim. Stați așa. Vezi ce frumoasă e. V-am mai spus și în alte clipuri, dar mă repet. Sunt două soiuri de rodii. Cele cu coajă roșie și sunt roșii-roșii. Alea sunt acrișoare, iar astea care au coajă așa rozalie, ca un măr, astea sunt dulci. Deci foarte, foarte dulci. Noi preferăm soiul ăsta pentru că e mai comestibil, să zic așa, decât celelalte. Celelalte sunt perfecte pentru făcut suc. Dar astea pentru consumat ca atare, delicioase. Și mai avem în pomișor, ia uite. Ia, dar nu v-am mai arătat eu de mult pe doamna casei. Ce faci, fată? Foarte frumoasă. Stai la umbra palmierului. Lux și opulență pe tine. Cum de nu ești în casă? Cum de ești afară? A? Ia zi-t. Nieve. Ia ce-i place. Nu duce ea viață bună. Nu duce ea viață bună. Cum stă ea la umbra palmierului, n-are nicio treabă. Pasiunea lui în viață sunt bormașinile. Deci e fascinat de tot ce înseamnă bormașină, șurubelniță. Da, ia arată-o pe asta. Asta e, i-a luat-o taică-s. Aia e manuală și asta e electrică. E fascinat. Și cam atât pentru ziua de astăzi. Urmează o partidă de joacă cu baby. Până una alta, să aveți o după amiază faină. În continuare ne vedem și mâine, dacă așa vrea bunuțul. V-am pupat!